Salutare, dragii mei! În acest clip vă voi arăta cum se curăță un far mătuit. La mașina de față, un Ford Focus în 2002. O să-l curățăm cu pastă de dinți și cu un burete abraziv. Haideți să începem. Prima dată umezim farul. Nu fie uscat. Și după care pastă dinți la greu. Nu facem economie. Se iau un burete și se pleacă. Cât plecăm mai mult timp, poate va ieși mai lucios. Practic va recăpăta forma. Înainte să se mătuiască. Trebuie să mătuiți la soare și de la soțul de spălat, dar în special la soare, că soarele îmbătrânește acest plastic și trebuie să mătuiește. Ia puțin apă. Ce scuze, dar nu pot să țin telefonul cu o mână și cu cealaltă să îți paru. Asta atinem acum cu apă. Acum se vede, începe să prindă luciu, să nu mai fie mat. O să mai dau din nou cu pastă dinți. Și nu mai plecăm. Pasta dinți conține ea flor și alte ingrediente care practic curăță și e foarte bună pentru curățat plasticul și numai plasticul și alte materiale și argintul chiar. Așa.
să curățăm acum. Spălăm, cătim. Așa, o să pun puțin pe pauză ca să pot să-l cătesc ca lumea și poate voi reveni. Așa, a revenit, după ce l-am cătit bine și se observă diferența la cât de mat era și a început să fie mai curat și lumina produsă de bec o să lumineze mult mai bine pe drum. Dacă mai insist și mai curăț încă vreo două ori cum am făcut până acum, o să iasă și mai curat. Deci, practic, trebuie insistat și se reușește să curețe farurile foarte, foarte bine. Mulțumesc frumos pentru vizionare și vă aștept la următorul clip.